Da, Doamne ajută, dragilor, și salutare tuturor. Fac acest live și de pe Facebook pentru că subiectul pe care vreau să-l abordez cred că este important și am vaga impresie că foarte mulți dintre cei cu care mai interacționez pe Facebook nu sunt abonați pe canalul meu de YouTube și atunci nu au văzut ceea ce am avut de spus pe YouTube azi dimineață. A devenit oficial faptul că Mihai Neamțu, omul care a avut un rol indirect în convertirea mea la ortodoxie, pentru că printr-un live de-al lui, în timpul referendumului pentru familie, vorbind despre mănăstirea Oașa, eu am ajuns acolo la Oașa și acolo s-a produs botezul și introducerea mea în creștinism, creștinismul răsăritean. Deci el, Mihai Neamțu, cu care mă știu de mulți ani, să zic așa, este oficial faptul că va candida pe listele AUR la europarlamentare, liste conduse de domnul Cristian Terheș. Și asta este un lucru care pe mine mă convinge că AUR, cel puțin la europarlamentare, merită votul meu și din punctul meu de vedere ar spune că merită votul tuturor care văd conservatorismul ca pe o soluție inevitabilă în fața tăvălugului neomarxist, văd conservatorismul ca pe o zid de apărare împotriva acestui puhoi de ideologie care, vă spun sincer, există foarte bine înrădăcinată, nu doar în sertarele anumitor comisii din Parlament și prin servietele anumitor parlamentari și ale anumitor ONG-iști, dar această ideologie care acum în America se traduce prin DEI, adică Diversity, Equity și Inclusion, acest DEI este practic etalonul de măsură al tot ceea ce înseamnă neomarxism, sau mai bine zis comunismul american. Din nefericire trebuie să vorbim despre comunismul american, se regăsește foarte mult și în mediul corporatist. Mediul corporatist din România, care probabil va vota în mare parte, dacă nu chiar în majoritate, cei care vor fi din mediul corporatist și vor merge la vot, vor vota mai mult ca sigur ceea ce se prezintă în spațiu public din România ca și Alianța Dreapta Unită, USR, PMP și Forța Dreptei. Ei, din păcate, nu sunt o alianță a dreptei. Deși, trebuie să spunem chestia asta, Claudiu Năsui de la USR, USR fiind, de fapt, fiind singurul partid din toată această alianță care contează, Claudiu Năsui are pe economie niște idei bune de dreapta, din păcate, familia europeană din care face parte USR, adică Renew Europe, nu are absolut nimic de a face cu dreapta. Este total secularistă. Și bazându-mă pe experiența tristă, groaznică a Greciei în privința legalizării mariajului gay, eu am spus și la momentul acela că, da, deși politic, ai două ramificații. Una este discuția pe economie și una este discuția pe chestii socioculturale, ce țin de cultura unui popor, aici include credință, tradiții și așa mai departe. Discuția este mai importantă când vine vorba de dreapta versus stânga în momentul de față pe chestiuni legate de cultură și de credință decât este pe chestiuni de economie. Deși ele nu sunt complet separate și se intersectează chiar foarte mult, totuși, din punctul meu de vedere, poți fi oricât vrei tu de liberal și poți privatiza oricât de mult, ceea ce din punctul meu de vedere este foarte ok. Dacă tu, pe de altă parte, vrei să liberalizezi și concepții precum, concepții fundamentale precum căsătoria și să o transformi într-o afacere practic, într-o afacere în care oricine poate să intre și oricine poate să iasă, oricum și oricând, e bine, nu știu cum ar arăta soarta României peste 20, 30, 40, 50 de ani cu un asemenea climat politic și cu o asemenea abordare. Nu am posibilitatea de a vedea în viitor dacă, să zicem, în România intruziunea statului în familie și în instituția căsătoriei, practic distrugând-o complet și spunând de mâine oricine se poate căsători cu oricine în orice format dorește, e super ok, dacă asta ar fi un lucru pozitiv sau nu pentru popor și pentru
pentru țară. Și pentru că nu vreau să mă joc, pentru că să faci experimente cu un neam care deja a trecut prin experiențe groaznice, cum ar fi cel comunist, părerea mea că nu este normal să faci aceste experimente, e bine, atunci consider că este nevoie de puțină stabilitate, consider că este nevoie de puțină predictibilitate în timp, de puțină consecvență. Ori familia normală, adică cea dintr-un bărbat și o femeie, și-a dovedit aceste calități și nu numai, ca fiind celula de bază a societății, doar în condițiile în care a fost formată într-un bărbat și o femeie. Alt gen de familii, dacă alea se pot numi familii, și aici clar este o luptă pe confiscarea limbajului pentru a transforma din punct de vedere lingvistic sensul familiei și de a denatura complet ce înseamnă index familie. Din punctul meu de vedere, asta este o cale care poate să ducă spre ceva absolut dezastros. Și în Belgia am avut de a face cu aceste concepții și le-am trăit pe propria mea piele și am văzut care sunt consecințele în momentul în care statul vine și liberalizează, să spun așa, funcțiile căsătoriei și definiția căsătoriei în primul și în primul rând. Și atunci, cumva pus în gardă de ceea ce s-a întâmplat în Grecia, nu aș vrea să văd și acest lucru întâmplându-se în România. Și atunci vin și spun că este mult mai important să ai voci precum a lui Mihai Neamțu în Parlamentul European, care să lupte împotriva și care să aibă și aici intelectul necesar și cunoștințele și rafinamentul și până la urmă și dicția împotriva stângii periculoase din Occident, cu care am avut de-a face acolo pe teritoriul lor în Belgia, decât să zicem să ai niște probleme care sunt și acelea reale cu măgările care se întâmplă în statul român. Deci, ceea ce vreau să spun este următorul fapt. Din punctul meu de vedere, Mihai este un om super capabil, super bine pus la punct pe ceea ce trebuie să fie ca să poată să facă o treabă bună la Bruxelles, și faptul că a intrat în aur nu este deloc o surpriză decât pentru cei care sunt poate invidioși datorită faptului că el este un tip mai flexibil și un tip care poate să confiște o oportunitate de a face un lucru bun pentru poporul român. Nimeni nu poate să conteste faptul că implicarea sa în timpul referendumului pentru familie și multe alte acțiuni pe care le-a făcut și discursul său de atâta timp și de atâta timp în spațiu public nu a fost unul pro-conservatorism. Nimeni nu poate să spună chestia asta. Acuzațiile de tipul ești putinist, nu ești putinist, în cazul lui Mihai, sincer, trebuie să fie absolut tâmpit să-l acuz că e putinist sau alte chestii genul ăsta. Mai mult, intrarea lui în aur aduce un plus de prospețime și mult dorită limpezime pentru aur, pentru că tocmai pe baza ceea ce am spus anterior, Mihai nu este un putinist, n-are nicio treabă cu Vladimir Putin și asta n-are cum să-l acuze decât cineva care este ori foarte prost, ori foarte răutăcios, plin de invidie. Eventualele cozi de topor din aur care ar putea să lăcrimeze după un Vadim sau după chiar un Vladimir Putin sau o șoșoacă, să zicem, ar putea fi foarte ușor puse la punct de voci precum al lui Cristian Terheș, dar și de voci precum al lui Mihai Neamțu. Deci el va aduce un balans, pentru că el este un intelectual rafinat, este un poliglot, este un om care a citit foarte mult la viața lui și asta i-a dat puțin aici lucru pe care, sincer, de care aur are nevoie, pentru că dacă aur duce lipsă de ceva, sunt intelectual veritabil. Nu că nu sunt deloc, dar sunt foarte puțini. Asta nu înseamnă că trebuie să fie un partid exclusiv de intelectual, ai nevoie și de oameni practici, dar trebuie să fie o balanță. Până la urmă, rolul intelectualilor este de a pune niște idei pe masa discuției, dar acele idei trebuie să fie întâi cunoscute și mai ales bine explicate populimii, pentru ca populimea după aceea să le dezbată în purul stil democratic. Dar fără un Aristotel și fără un Platon și fără un Socrate nu ar fi existat Grecia antică și fără alții. Nu sunt doar ei, dar sunt reprezentativi. Deci evident că este nevoie și de oameni ca Mihai Neamțu, ca Sorin Lapis sau ca și Claudiu Tereziu. Și faptul că ei trei, Lavric, Târziu și Mihai, sunt împreună acum, după atâta timp, într-un proiect politic, este foarte ok. Orice disensiune legată de aur cade pe planul 2. Aici nu este vorba de partid în sine, aici este vorba de viitorul
României din punct de vedere politic. Deci eu personal consider că a vota AUR la europarlamentare cu Mihai Neamțu pe lista de europarlamentare este un lucru bun. Este un lucru pozitiv și este un lucru de care avem nevoie. Asta am vrut să vă spun. Doamne ajută. Și încă ceva, un postscriptum. George, George, prețuiește ceea ce ai și nu-ți bate joc. Doamne ajută.